Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Dacă vă e frică de mumii, atunci să nu vă duceți la noul muzeu al civilizației egiptene din Cairo. Acolo au ajuns 22 de faraoni mumificați care au trăit cândva în Egiptul antic. Printre aceștia se numără și celebrul Ramses al II-lea, care a domnit 67 de ani. Mutarea mumilor a costat Egiptului câteva milioane de dolari investiți inclusiv într-o paradă grandioasă. Aceasta s-a desfășurat pe o distanță de 5 km din centrul capitalei egiptene și a fost urmărită de mii de oameni. Atenție! Mulți egipteni se tem că mutarea mumilor va dezlănțui un blestem al faraonilor și pun deja pe seama acestei năpaste mai multe accidente care s-au petrecut între timp la Cairo. Ne le transmitem faraonilor respectul nostru și încheiem această știre aici. Imaginele cu parada de aur a faraonilor a făcut în jurul lumii și au ajuns și aici la școala de televiziune ediție.ro. Vizionare plăcută!